Întotdeauna am fost un om solitar. M-am agățat într-adevăr ca și alpiniștii. M-am agățat de anumiți oameni. M-am bazat mereu pe aptitudinile mele. Am avut încredere în oameni. Am fost dezamăgit când nu a mai fost nevoie cumva de capacitățile mele și de aptitudinile mele, când deja au învățat de la mine să fac anumite lucruri, atunci am simțit că nu mai au nevoie de mine. Dar, cum am spus și acolo, nu-i nimic, lasă, că nu-i urăsc. Și ce face Sorin Nugălie când este dezamăgit de o persoană la care se așteaptă cel mai puțin în lumea asta? Păi, Sorin Nugălie când este dezamăgit, pleacă. În momentul când sunt dezamăgit și simt că nu mai e locul meu acolo unde poate mă simțeam cel mai bine, mă ridic și plec. Uneori mă ridic și plec în liniște, alteori mă ridic și plec cu un pic de vâlvă. Dar prefer în liniște întotdeauna, căci așa e cel mai... pacea e mai importantă decât dreptatea. Știi, am auzit la un moment dat o persoană spunea că ea nu se răzbună, nu poartă pică, pur și simplu uită. Mi se pare o capacitate enormă de a putea să uiți un lucru care ți-a făcut rău, o persoană care ți-a făcut rău, pur și simplu să îngropi și atunci să nu mai simți nimic, pentru că nu poți să nutrești sentimente pentru ceva ce nu mai există pentru tine. Tu ai capacitatea asta de a uita sau cum se întâmplă la tine când treci prin Nu am capacitatea asta. Nu am capacitatea asta. La început sunt supărat. Cred că toți oamenii avem tendința de a ne răzbuna. Dar foarte repede îmi revin.